Bună dimineața! Asta e sâmbătă. A venit noi la vila noastră. Vă arăt acum vila, cât flori, ce frumos și ce facem noi. Noi am cumpărat, eu am cumpărat că vreau dau cu var pomișori, da? Și am cumpărat, vă arăt acum. Am cumpărat pensula așa mai mare, saci de gunoi și pensulica mică, da? Așa am cumpărat eu. Haideți, ce avem în curte? Uitați-vă! Narcisei toate națele și asta două, primula, așa, am înțeles. Am învățat și eu cuvântul nostru nou pentru mine, primula. Și uitați-vă ce frumos. Uitați-vă. Și narcise mici așa. Și este și cu un pic maro, galben maro, așa frumos. Și lalele, a început lalele. Și galbeni. Și am și grina. Uitați-vă. Așa. Și rămânițele, sau cum se numește, așa. Și așa, uitați-vă. Frumos. Și pomul ăla a florit. Și așa avem primule. Mult, mult avem așa. Uitați-vă, toate națele. Frumos. Și lalele. Așa. Și asta floricele foarte frumoase. Ca mușițel așa mare. Rămăniță, mușițel. Oh, uitați-vă, narcis. Dublu și triplu. Uitați. Doamne. Așa ceva nu am văzut. Uitați. Uitați. Foarte frumos asta bătută, este bătută așa, narcișii mari și mici. Toate națele. A, începe. Începe și asta floricele. Mie îmi place și asta. Așa, raiul nostru. Frumoasă. Și grădina, cum a început iarba, curățăm astăzi, săpăm, prășim iarba, așa, și vopsim toate pomișori. Mie îmi place, posibil cineva zice că asta, asta deja nu e modernă, asta timpul trecut, dar eu eram născută pe timpul trecut și când mergi tu pe stradele și vopsita toată strada, strălucita toată strada, chiar frumos și mie îmi place așa cum a fost copilăria mea.
Acum avem coffee time. Tradițiile, nu spargem tradițiile, da? Avem cafea și prăjiturică făcută de mama. Haideți, oameni buni, la o cafea. Я вас не снимаю. Бабуля, это тебе. Сынок? Есть. Мне всегда побольше воды. Не больше кофе. Кафе куфришка, купрожитура. А есть еще там вода? Нет. La vacă. Oi, vacă! Și noi acum spunem că nu este deja ai făcut câțiva anare.
micuță. A venit și soțul și facem încă o dată coffee time. Marian? Da. Cafeluța? Și voi faceți cafea și poftă bună. Marian? Da. Hai la o cafea. Dumitraș? Băbule, хотя бы чай? Cu prăjiturica. Нет, я тебя сниму. А ты домой будяк? Soțul face coffee time și vă arăt. Nu a scăpat de la pomul ăsta. Uitați-vă. El e bătrân. Lumea zice lăsați pomii. Dar cum lăsăm dacă e deja e bătrân? Uitați. Nu a rămas nimic. Uitați-vă. E bătrân. Da, câteva... Uitați-vă, Ela. Uitați-vă, înăuntru praf. Nu are nimic, praf. Și nu ai scos, că nu trebuie aici pomul ăla bătrân. Și salce. Mie nu-mi place salce. Eu mai bine acolo pun o nucă. Nucă tot așa ține umbră. Și comentariile voastre, acum răspuns la câteva comentarii. Ziceți, de ce noi scăpăm, dăm jos... pruna. Noi avem aici în grădină o grămadă de prun. Dar știți că nu prea mâncăm noi dulceața. Facem și dulceața și compot. Dar cât pentru tot orașul, cât noi avem pomi aici de prune. Țuică nu facem, nu bem. Și compot ajunge. Noi am cumpărat o prună care așa produce mari și sâmburi mici. Și mai avem Marian, cât avem aici prună? 3-4 mai este? Mai mult? Și dați seama, 4 pomi pentru noi, 2, 3, 4, 4 inci și copii, ajunge și compot facem și dulceața. Eu vreau fructe din toate națele. Mai bine punem așa câte două fiecare feluri și ca asta ajunge pentru noi. Da, Marian, ajunge? Nu lăsăm numai prune. Încă nu bem țuică, nu bem, da? Și mai avem un pic mai aici, mai un pic în grădină. Și pe urmă începem cu cușca. Cucușca noastră. Cucușca noastră. Deja un pic. Paiatul a curățat, da? Gunoi păstrăm. A! Și acolo, în colț, Marian, dă-i cu mâna. Pentru frații noștri. Da, și acolo, în colț, Marian a zis că găsesc o zi și facem... Marian, cum se numește pentru gunoi? Nu-i groapa. Colțul ăsta din... Marian, spune că... Cum se numește și ăla?
Шифер. Ну, да шиферу Эла. Эла, кари. Азбест. А, азбест, да. Дин азбест. Авем азбест. Așa. Uitați-vă ce frumoasă livadă acum. Da? Albinuța, harnicuța a făcut frumos. Da, și din azbestul asta, acolo în colț, acolo în colț, facem pentru gunoi. Da. Uitați-vă ce frumos. Și vă arăt. Uitați-vă. Grădinița noastră. Frumoasă. Și începe floresc acum tot pomii. Toți pomii. Uitați-vă, raiul nostru. Raiul nostru. Uitați-vă ce frumos. Începe floresc pomii. Frumos, ia ziceți, scriți în comentarii. Mai strălucioasă, mai frumoasă, da, nu-i modernă, dar mie îmi place așa. Și cușca am vopsit și cușca pentru cățel. Și ea, noi am schimbat, a fost acolo cușca mai mică și noi am pus cușca de, mai mare și am vopsit. Da, așa. Gunoiul care Mariana a adus de la vaci. Noi a pus peste tot. A dreptat. Așa. Și găsim un pic mai târziu, găsim timp și terminăm cu livada. Dar mai avem timp pentru livada. Acum facem tot ce mai important. Și mama, a fost un comentarii, a fost o întrebare, da. Veniți numai sâmbătă, duminică? Da, eu cu soțul venim sâmbătă și duminică, pentru că noi muncim și muncim până la târziu și nu avem acum posibilitatea deocamdată, că este... posibilitatea și muncești la muncă. Dar vine mama, vine așa, o zi da, o zi nu, că ea e în vârstă și obosesc. Și, dar, da, și mama a săpat aici, cu hârleț, a săpat. Aici, pe lângă gardul, nu vine mașina motosapa. Dar mama a săpat așa. Pe lângă gardul a săpat. Da? Și a rămas numai aici unde mergem noi cu motosapa. Dăm afară, aici a fost pom. Uitați-vă, a fost pom. Și dăm afară înainte rădăcinile astea. Și pe urmă mergem cu motosapa. Așa. Și grădinița noastră. Albinuțe, eu când am vopsit pomii astea, albinuțele lângă mine, așa. Frumos. Liniște și pace. Da? Și fata lui mama, așa, murdărită de la vopsea. Așa. A. Da. Grădina noastră, raiul nostru. Încet, încet. Și pe urmă apucăm și de casa, nu știu când, dar apucăm. Încet, încet apucăm. Doamne ajută! Și cu comentariile voastre frumoase și cu energia voastră care voi trimiți prin comentarii, prin complimente, mi-a ajută pentru noi, pentru soțul și pentru familia asta, ajută foarte mult, foarte mult. Și bine că astăzi cald, dar nu-i prea soare, așa. Un pic sare, ba iasă, ba... Da, bate vântul, așa este vântul. Liniște și pace. Noi unde stăm la bloc acolo, numai zgomot, mașinile, lumea, copii. Dar aici, liniște. Cânte păsările, albinuțele. Da?
frumos. Și vă arăt acum și răsada mea. Uitați-vă aici, castravete. A ieșit aproape toate, numai două, trei nu a ieșit. Nu știu de ce asta s-a stricat. Nu știu de ce. Eu nu mai pun folie, posibil de la căldură. S-a ars. Nu mai pun folie. Așa. Aici am pus ardei. Și încă nu a ieșit ardei. Că prea de vreme. Eu știu că ardei durează, dar mai lăsăm. Așa. Și mai avem aici castravete, nu a ieșit toate, dar văd că posibil mai iasă, da? Și aici vânătă, a început și roșii și soțul zice, Doamne, ce rachitiche! Nu știu de ce așa. Posibil din cauza că a fost învelită cu folie, nu știu, așa, rachitiche. Dar vedem, posibil și din rachitiche asta iasă răsada frumoasă. Nu mai învilesc, eu las așa. Am văzut că este și iarbă. Scoatem iarbă. Da, unde am pus din greșeală trei bucăți, așa, a scăpat trei semințe, a ieșit toate trei. Lăsăm așa. Posibil adevărat a fost prea cald și era și de la geamul soare și era cu folia și a ieșit prea repede. Acum lăsăm așa. Așa, și răsada noastră. Dar nu a ieșit toate, nu știu, numai aici a ieșit, dar în bucătărie, nu a ieșit încă, nu știu de ce. Dar mai las așa, mai las învelit. Nu a ieșit niciuna. Posibil depinde de semințe. Anul asta facem, oricum facem experiment. We'll be right back.
care îmi pot acolo și eu nu am fost niciodată, vreau să văd și eu, dacă pot, urc, dacă nu, nu. Da, Marian? Dacă pot, urcăm, dacă nu, că eu nu am fost niciodată. Hai, urcăm? Șcara. Oh, am obosit. Nu mai pot. Și câte ore acum? Oameni buni, cine știe câte ceasul? Câte ceasul? Nu știu, dar uite ce-am dat acolo. Ce scară bună avem! Aduceți aminte, noi am cumpărat la Leroy. La Leroy? Merlin! Of, mama, tremură și genunchi. Am fost acolo. Nu prea interesant, dar este ceva. Este lucrurile care foarte bătrân. Altădată când urcăm, iau camera și vă arăt ce acolo. Nu, dar interesant așa. Aici partea asta, prea jos, trebuie merg cocoșat acolo, pe genunchi, nu mai poți merge pe genunchi, așa, ca cățel. Dar partea cealaltă, unde casa, da, acolo este loc și pentru mansardă. Dar gândim. Este mult aici locuri unde eu încă nu am fost. Vă arăt. Fiecare dată, un pic, mergem peste tot, posibil găsim ceva. Am găsit mașina de tocat. Așa, uitați-vă, ce mare, uitați-vă, mâna mea și mașina de tocat. Uitați-vă, cu gauri mari. O, ce bună! Și bună? Uitați-vă, nu-i rujinită nimic. Da? Curățăm, spălăm și e bună pentru cârnați, că face bucățele mari. Iau acasă și noi cu soțul mereu facem cârnați, mult, 7-10 kg odată. Și aia bună pentru cârnați. Da, luăm acasă 10 i coș 10, nu știu ce înseamnă 10, dar e 10 cifră. Marian, ce înseamnă 10, nu știi? E numărul la mașină. A, numărul. Mașina de tăcat numărul 10. Mașina de tăcat numărul 10. E de 8, 5, așa. Da, ce 10 diametru? Ce 10? Diametru aici sau ce? A, nu. La ce 10? 10. Ce 10? A, diametrul ăsta 10? Da, da. Uite ce bună. Foarte bună. Uite, am găsit astăzi. Asta nici nu a fost folosit. Nu, că uite aia nouă. Uite.
Aia nouă nouță. Cum noi facem cu tinii cârnați? Uite ce bună. Ea face mare, așa, bucățele mari. Pune la loc. Da, nu cum la loc, eu iau acasă. Mai spălăm, aranjăm. Da? Așa, acasă. Gata. Și soțul a obosit și eu obosită. Uitați-vă ce frumos. Noi am curățat aici. Tratoarul ăsta. Da? Ui. Tratoarul ăsta. Toate bucățele de beton noi am pus aici. Asta și putem... Asta bagi înăuntru? În beci, Marian. Eu mă duc. Eu mă duc. Ia cheile. Avem și beci. Că a rămas la mine var. Ăsta care am vopsit eu astăzi și ăsta care am cumpărat două pungi și am pus în două gălețele, am pus deasupra apă ca nu să usuce și punem în beci. Da? Da. Am primit calet. Da? Nu spun ce firma, ce brand, pentru că ce site, pentru că asta nu-i reclamă. Asta eu am făcut comanda pentru mine cu banii mei. Haideți, uităm ce am primit eu colet. Este, da. Așa. Aici avem factura. Numele meu. Și deschidem. Asta colet pentru... dieta mea ketogenică, adică pentru mine. O, pachetată frumos, uitați, frumos, mereu foarte mult muculatura, așa interesantă muculatura, hârtie, da? Aici factura, nu am făcut mult, am făcut puțin, tot ce nu am eu acum acasă. Da? În total, stați un pic. Oh, așa mai bine. În total 90 de lei și 18 bani. Da? Ce am interesant aici? Doamne, cât compactată, uitați-vă, cât hârțile. Așa. Am cumpărat semințe de in, un kilogram, ca să știți că eu fac foarte mult pâine, prăjituri, clătite din semințe de in. Există și faina, dar faina mai scumpă, da? Adică nu pentru mine, dar general, da? Mai scumpă. Și... eu cumpăram semințe de in și cu râșnița fac acasă faina. Cât trebuie mie. 2-3 linguri, fac imediat faina și fac ba clătite, ba pâinea, am o rețetă și clătite și faina și clătite în viitorul videoclip, dar pâinea este o grămadă acolo jos, da? Un kilogram am luat. Așa, pun aici. Mai departe. Armurariu macinat. Eu am cumpărat, era reducere. 50. Dar de ce numai două? Că am cumpărat 3. Trebuie să fie 3. Este 3. Da. Așa. Am cumpărat 3. Asta foarte bine ajută pentru ficat, pentru frifierea. Când mâncăm noi ceva greu pentru stomac, punem chiar deasupra, pe orice mâncare, punem deasupra asta praf, foarte bună ajută. Da? Trebuie citesc ce face.
ceva foarte sănătos. Da? Eu când găsesc informație și vă las acolo jos informația ce înseamnă armurariu și voi citiți că e ceva foarte bun, ceva natural și foarte sănătos. Trebuie și asta. Și a fost reducere 56% și eu am cumpărat 3. Dacă este reducere, eu mereu unde reducere, acolo eu sunt. Așa. Da? Am 3 cutii. O cutie are 300 de grame. Nu trebuie mult. Citesc eu cât aici, că am luat prima dată, am citit tot așa pe net foarte mult bună pe ce înseamnă asta. Armurariu macinat. Eu am citit și mi-a plăcut, vreau gustă și eu ce înseamnă asta. Și am luat 3 cutii, 3 pungi. Da? Următorul, am luat semințe de floarea soarelor. 1 kilogram, pentru că cea mai preferată pâinea mea, acum 4 linguri de semințe de in, 2 linguri de floare soarelor, 2 ouă. Și este rețeta pe canalul meu și cu boaia și cu ceapă uscată este rețeta. Asta, momental, asta rețeta mea preferată pentru că foarte bugetă, foarte ieftină și foarte, foarte rapidă. 2-3 minute în micround și pâine gata. Eu făceam mereu 3-4 porții pentru toată săptămâna. Punem pungulița în frigider și mi-ajunge toată săptămâna. Da? Mai departe. A fost cu reducere. Eritritol. Asta zahărul meu. Eritritol. Era reducere. Nu v-am zis. Așa. Semințe de floarea soarelor. 1 kilogram. 11 lei, da? Armurariu, o cutiuță, o punguliță, așa, costă 10 lei. Toți trei, 10 lei. Adică o punguliță, 3 lei și 30 de bani, da? O punguliță, asta foarte ieftină, da? Și semințe de in a ieșit 9 lei kilogram. 9 lei kilogram. Asta foarte ieftină. Adică lapenii, ultima dată când i-am cumpărat lapenii, la noi este magazin, lapenii am cumpărat și am văzut 1 kilogram costă aproape 15 lei. Bineînțeles că pe site-ul ăsta care am luat eu, 9 lei 1 kilogram, adică 6 lei am câștigat. Asta foarte bine, da? Și dacă voi aveți alt fel de site-uri, alte site-uri și cu mai ieftină, te rog frumos, scriți în comentarii și pentru mine asta foarte bine și pentru oamenii care tot așa cu noi mănâncă mâncare sănătoasă. Mai departe, eritritol. Am luat aici o punguliță are 500 de grame, asta zahăr, ketazahăr, da, care e sănătos. Voi mult știți că eu gătesc foarte mult și dulciuri și prăjituri cu zahăr pentru mine, da? Și eu folosesc zahărul ăsta. Eritritol, așa se numește zahărul meu. O punguliță are 500 de grame și eu am cumpărat, era reducere, foarte frumoasă reducere, 1 kilogram, vă spun imediat, 20 de lei. Asta, dacă înainte, prima dată, eu am adus aminte când prima dată am cumpărat zahăr eritritol, era 45 de lei un kilogram. Da, era foarte scump, dar eu am fost foarte bucuroasă că am găsit ceva sănătos. Pe urmă, am căutat încă alte site-urile și am găsit cu 32. 35, 32, pe urmă 25 și acum am găsit cu 20 de lei. Posibil există mai ieftină. Foarte bine, eu iau și pastrez ca vine vara, facem și dulceața, facem mult.
Da? Și cât am cumpărat eu eritritol? Am cumpărat un kilogram, da? Două. 3 kilograme. 3 kilograme. Îmi pare rău că nu am luat mai mult. Normal, cu prețul ăsta, mai bine cumpăram eu 5 kilograme, pastrez acolo și asta mi ajunge 5 kilograme pentru jumătate de an. Pentru că eu nu fac pentru tef mare, eu fac prăjituri pentru mine și mama a început și mănâncă, adică nu a început dieta, dar mănâncă mâncarea keto, mâncarea mea, da? Și zice că e gustoasă, ceva bun și gustoasă, foarte bine, da? Atât cât am cumpărat eu, nu e mult, dar deocamdată ajunge, pentru că restul am. Și nu, adică semințe eu nu cumpăr mult, pentru că semințe, știți, strică repede, voi știți, da? Dacă stai mult, bătrânesc și are gust așa amar și mie nu-mi place, mai bine, termin eu, iau din nou, termin, iau. Ca uitați-vă, site-ul ăsta nu a luat nici curier, pentru că cea mai mică sumă fără curier, 70 de lei. Asta foarte bine, da? Dacă am cumpărat la 90, asta a venit cu curier gratis. Și asta ceva nou, armurariu, ceva nou gust. Eu și pe urmă vă spun ce gust în videoclipul viitor. Și vedem ce și cum. Faină de migdale acum am, faină de cocos am, psiliu am, tot ce trebuie mie acum neapărat. Asta, da? Și dacă, bineînțeles, dacă zahăr a ieșit cu reducere, am luat cu reducere mai mult. Atâta. Asta mini coletul meu, mini piața online, da? Și terminăm video asta, da? Ca aveți de uitat de mult și dacă v-a plăcut videoclipul meu, puneți like, abonați-vă, scriți ceva în comentarii. Asta foarte important pentru mine și pentru canalul meu. Nu contează ce scrieți. Și complimente, și critică. Nu contează. Eu citesc toate comentariile voastre și mie îmi place tot ce voi scrieți. Și întâlnim în videoclipuri următori. Vă pup dulce-dulce. Pa, pa!